Conform sondajului, 8 din 10 angajați cred că noile măsuri vor avea efecte negative asupra prețurilor și vor accentua și mai mult inflația. Aproape jumătate dintre cei care au participat la studiu sunt de părere că România nu este deloc stabilă din punct de vedere fiscal. Faptul că în rândul populației urbane pe care noi am studiat-o, populația urbană ocupată, un procent atât de mare are o astfel de percepție, încrederea în autoritățile statului și în guvern și capacitatea de a face reforme este extrem de scăzută în momentul de față. Dintre toate modificările anunțate de guvern, măsurile ce privesc TVA-ul unic de 19% și creșterea taxării etichetelor de masă cu 10% sunt motive de îngrijorare pentru cei mai mulți dintre angajați. 26 dintre ei se tem că în acest context nu vor mai primi deloc tichete de masă de la angajator. Cum poate să iei o măsură de impozitare a tichetelor de masă când acestea sunt atât de importante în momentul de față? Unul dintre angajați se teme că noua formulă îi va afecta puterea de cumpărare. Îngrijorarea este mai mare și în mediul de afaceri. 8 din 10 angajați consideră că statul nu îi susține pe antreprenori. Să justifice aceste măsuri. Studiu de impact care se arată efectiv cu cât se reduce deficitul, ca să înțelegem și noi de ce aceste măsuri sunt luate pe repede înainte. Mulți dintre antreprenorii români au contracte și livrează diferite produse sau servicii pentru export, iar aceste contracte nu se încheie pentru 3 luni sau 6 luni, în general se încheie pe cel puțin un an de zile calendaristic și orice fel de perturbare fiscală pe parcursul unui an calendaristic automat afectează și indicatorii de performanță. Sondajul Novel Research a fost realizat în perioada 10-21 august pe un eșantion de 1042 de persoane din mediul urban, cu vârste între 25 și 65 de ani.